Concesionara a două perimetre de exploatare petroliere din Bihor, compania Nis Petrol a notificat Agenția pentru Protecția Mediului Bihor că vrea să înceapă prospectarea seismică a celor două zone pentru a depista unde sunt rezerve de hidrocarburi. Având în vedere că lucrările de prospecțiune seismică nu sunt propuse în ariile naturale protejate, Agenția pentru Protecția Mediului Bihor a emis clasarea notificării, adică nu intră sub incidența hotărârii de guvern 445 din 2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice sau private asupra mediului. Vor avea loc în următoarele perimetre, deci ex-trei băile Felix, care cuprinde comunele Sunt Andrei, Nojorit și Sunt Nicolau Român, respectiv perimetrul ex-2-3-a, care cuprinde comunele Biharea, Cetariu, Paleu și Borș. Compania sârbiască Nis Petrol, subsidiară a gigantului rus Gazprom, a mai încercat să prospecteze perimetrele concesionate în Bihor în toamna anului 2013. Avem un program mare în ceea ce privește exploatarea și explorarea carburanțelor tradiționale. Deci, din păcate, la începutul activității noastre, noi ne-am întâlnit cu o problemă mare, pentru că n-am dat seama că nu știu de ce activitățile noastre sunt legate cu gazele de șist. Și eu vreau să vă spun în mod absolut definitiv, irevocabil, nici niciodată, nici n-am discutat această posibilitate cu guvernul român, nici n-am planificat activitățile respective aici în România, nici nu putem să o facem, nu avem tehnologii și niciodată n-am făcut-o nici în Serbia, nici în Rusia. Deci este absolut clar. Ceea ce vrem să facem aici în România este vorba de activități, dacă totul va fi bine, sunt investițiile de 600 de milioane de euro, deci nici un euro din această sumă nu este legat de gazele de șist. Firma a reziliat însă contractul cu cea angajată pentru aceasta, deoarece Acoustic Geophysical Services n-a reușit să obțină avizele necesare. La acea vreme, perimetrele se suprapuneau cu unele arii protejate din Bihor. Efectuarea de operațiuni petroliere pe terenurile pe care sunt amplasate monumente istorice, culturale, religioase, situri arheologice de interes deosebit, rezervații naturale, zone de protecție sanitară și perimete de protecție hidrogeologică a surselor de alimentare cu apă, precum și instituirea dreptului de servitute pentru operațiunile petroliere pe astfel de terenuri, sunt interzise. În comuna noastră se află atât ape geotermale, se află rezervații naturale, sunt zone protejate și nu putem permite să încălcăm o lege. Chiar dacă acum 2 ani de zile localnicii satelor pe al cărui teritoriu utilajele firmei au prospectat solul s-au declarat nemulțumiți de urmele lăsate, astăzi firma este liberă să demareze lucrările de prospecțiuni, care presupun obținerea de date seismice din subteran, prin vibrare controlată sau prin foraje de mică adâncime. Cele două perimetre concesionate se întind pe raza mai multor localități bihorene. Mai precis, pe o suprafață de 154 de kilometri pătrați, care vizează comunele Biharea, Cetariu și Paleu. Iar în altă zonă, respectiv băile Felix, cu 133 de kilometri pătrați, sunt Andrei, Nojorid și Sunt Nicolaul Român.